Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 16 din 2024, mijloc de aprilie, și ce săptămână importantă, cu câteva evenimente colosale. Dar înainte de asta, vă aduc aminte că există un horoscop al lunii aprilie pe rol. Nu-l ratați, că vin evenimente deosebite chiar în zilele care urmează. Știți bine că acest horoscop are mai multe variante. Acum există o variantă lungă, versiunea completă, cum îi spun eu, care are o introducere și care o să fie probabil destul de lungă, pentru că vin evenimente deosebite, evenimente pe care oricum, evident, le voi prezenta din nou și în introducerea horoscopelor zilnice, deci nu uitați că există și horoscope zilnice, dar în introducere voi prezenta aspectele, ca apoi în partea a doua acestui horoscop complet să vedeți horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Și știți bine că eu vă recomand să vedeți horoscopul atât pentru zodia natală, cât și pentru zodia ascendentă, ba chiar și pentru zodia imediat următoare, cele ascendente, dacă știți că în casa întâi aveți și zodia imediat următoare. Deci rămâneți să vedeți versiunea completă dacă vreți să vedeți și partea introductivă, dacă nu, căutați și secțiunile prescurtate care apar la o zi diferență față de varianta completă. Adică 12 filme separate, zodie cu zodie, adică fiecare zodie, nu așa cum le veți vedea în versiune completă la rând. Voi, balanțele, sunteți într-un moment în care destinul o să-și lase foarte tare amprenta. Nu uitați că Venus este guvernatoarea voastră și va avea în această perioadă o conjuncție, o întâlnire de destin și cu Mercur și cu nodul Nord, acolo în berbec, care înseamnă pentru voi sectorul altei persoane din viața voastră. Posibil să existe sau să apară în viața voastră un personaj karmic, predestinat, cu un rol marcant în formarea voastră. În unele cazuri de cuplu, în alte cazuri în strânsă legătură cu jobul vostru, afacerile voastre, cu cel care veți deveni voi la un moment dat. Un îndrumător, un deschizător de drumuri, un deschizător de minți, un modelator de caracter pentru voi. Sigur, poate apăsa o grămadă de butoane pe voi, vă poate atinge în tot felul de puncte, răbdarea, lecția aia o să vă dea. Pentru că atunci când intervine nodul Nord, el de obicei ne arată și niște căi. Uite, așa e bine sau nu cumva, sau nu numai așa e bine, așa trebuie. Sigur, nu vă obligă nimeni să mergeți pe o cale pe care vi-o arată cineva, dar la un moment dat o să vă dați seama că e benefică. Că e mai bună decât calea pe care mergeați voi sau de la care așteptați voi. Veți primi niște lecții foarte puternice în această perioadă. Și cum Jupiter și Uranus, în cazul vostru, sunt într-un mare sector de transformare, într-un punct în care ceva se închide pentru a deschide o ușă și mai importantă în altă parte, spre asta tindeți. O să apară ceva nou în viața voastră, răsare ceva nou, răsare soarele pe strada voastră, să zicem așa. Dar ca acest soare să răsară, voi trebuie să rupeți niște gratii. Poate din anumite puncte de vedere stați într-o zonă blocantă, stagnantă, într-o mică închisoare a vieții voastre, într-o închisoare de gânduri, într-un cerc prea strâmt, și Jupiter și Uranus acolo vă spun: vrei să renaști? Vrei mai bine? Vrei versiunea ta următoare? Vrei fericirea? Vrei bucuria aia pe care o meriți? Evadează din cercul ăsta, din închisoarea asta. Și poate asta înseamnă îndrumătorul ăla care o să vă apară la un moment dat. Și v-am spus, îndrumător poate fi sub orice formă. Poate să vă scoată din pepeni, dar e un îndrumător. Poate să vă certe, dar tot un îndrumător. Poate să vă stimuleze, să vă țină spatele, dar ca să vă motiveze să faceți marea schimbare. Un heirup vine de acolo. Uneori, de exemplu, vă certați cu soțul, dar datorită acestui mic scandal, luați o decizie de transformare, de schimbare, de altceva. Și poate să vină, de la cineva poate să vină acest buton, acest declic, ca voi să aveți curajul să rupeți gratiile astea. Pe un anumit plan al vieții veți rupe gratiile, veți evada din vechi, din închisoare, din comoditate, din
dintr-un loc în care nu sunteți prețuiți, dintr-un loc în care nu sunteți văzut, dintr-un loc în care nu primiți ceea ce meritați. Cum au fost și vor mai fi eclipse pe axa balanței anul ăsta, mult v-ați descoperit potențialul, valoarea, talentele, meritele, visele. V-ați uitat într-o oglindă mai serios decât înainte și v-ați dat seama privind și înapoi că n-ați cules roadele dorite cândva sau meritate, mai bine zis. Și de-aia trebuie făcut ceva. Nu sunt prețuit aici unde mă aflu, în colivia asta, unde s-o zbughesc. Și cum o să vedeți ușa deschisă la colivie? Pe aici ți-e drumul. Zboară, puiule, zboară. Dar zburați spre bine, zburați spre afirmare, zburați spre voi, cea mai bună versiune a voastră, spre o stare de superlativ al vieții voastre. Dar vei să cere curajul ăsta. Jupiter și Uranus cer curaj, curaj nebun chiar, curaj de a vă arunca necunoscut, curaj așa, hodorong tronc, fără măsuri de precauție, da, și cu un risc oarecare. Este și zona riscului acolo unde se produce această conjuncție. Dar parcă aveți curajul să vă aruncați așa fără parașută. Cu gândul că există acest îndrumător care vă susține, da, în unele cazuri poate fi și îndrumător spiritual undeva deasupra, care vă ghidează și vă arată, uite, iau pe acolo, iau pe acolo. Vă mai dă și un șut la nevoie, vă deschide niște porți, vă trimite inspirație, vă arată niște variante pe care puteți merge spre ceva mai bun în viitor.